de la finalul anului trecut, așa numită ordonanță Drăguleț, o amânare a termenului de reorganizare pentru toate tipurile de instituții de la nivel local. Asta înseamnă că reorganizarea inspectoratelor nu mai are ca termen, așa cum era inițial în legile educației, 8 luni de la intrarea în vigoare a legii, ci ea se amână pentru anul viitor. Este bine așa și din perspectiva faptului că avem asistență tehnică din partea a doi parteneri internaționali. OCDE este unul, prin intermediul unui proiect finanțat de Comisia Europeană. A doilea partener este Banca Mondială. Ambii ne furnizează analize cu privire la impactul prevederilor legilor educației și modul în care ar trebui să facem această reorganizare pentru a avea cel mai bun impact în sistem. Avem timp să preluăm aceste analize, să facem dezbaterile publice suficient de ample încât să luăm toate elementele în calcul, iar reorganizarea să se facă așezat. Pentru că adevărul este că o reorganizare a inspectoratelor școlare nu s-a făcut niciodată din 1990 încoace. Deci atunci când o vom face, fiind un element atât de important la nivel județean, trebuie să fim siguri că ea aduce plus valoare, nu aduce altceva în sistem. Deci 2020.